reparam o fântână arteziană, de exemplu. Cum ați făcut acel domnule? Credeți-mă, mi-este rușine să spun, pentru că ea a fost de foarte mult timp acolo. Acum să ne lăudăm că dăm cu var, cum spunem noi, chiar nu-mi stă în caracter. Consider că un primar, dacă vine, trebuie să fie identificat că a făcut curat, a dat cu var și copaci, cum se dau la noi de ceva. Adică el trebuie să se identifice cu proiecte mari, care să spună, da, domnule, acel primar ne-a rezolvat acea problemă. Dacă am reușit să fac ceva în acele opuni, este că în secunda 2, când am intrat în biroul primarului, am lăsat haina de politician în cui. Voi face totul la maxim pentru a schimba fața municipiului Rădăuț. Chiar îmi doresc să continui aceste lucrări, pentru că la mine nu merge cu merge și așa. Viitorul nu este a noastră, este a copiilor noștri, care se vor uita în ultimul urci și ne vor întreba, ok, bun, ai avut probabil ultimul tip de mașină, ai avut cea mai tare vilă, bun, ce-a rămas după tine?